Te întreb în sinea ta cum va fi acest an. Nu avem un glob de cristal să vedem viitorul, dar predicții se tot fac. Un raport al uneia dintre cele mai mari firme de consultanță imobiliară din România, Colliers, spune că anul 2021 va fi un an al redresării. Nu scap de incertitudine și nici de potențiale surprize pe plan economic. Gabriela Pătrulescu, colega mea, știe mai multe. Gabriela, în primă fază, așa, de curiozitate, ce se preconizează pentru piața muncii? Revenirea va fi cumva neuniformă, pentru că dacă să ne gândim, sunt industrii care n-au fost deloc afectate, cum ar fi IT-ul, unele care sperăm să-și revină până la finalul anului, cum ar fi comerțul sau serviciile profesionale, iar altele care vor avea nevoie de ani de zile pentru a reveni la stadiul din 2019. Vorbim de aviație, de turism și de partea aceasta de industria auto. Ceea ce se va menține chiar și după pandemie este munca de acasă. Într-adevăr, este posibil ca la jumătatea anului să revină o parte din angajații la birou, dar doar dacă campania de vaccinare va fi un succes. De asemenea, o altă schimbare care se va întâmpla este faptul că turismul local va fi mult, mult mai preferat decât cel extern și, de asemenea, investițiile imobiliare vor scădea și ele de la 900 de milioane de euro la 5-600 de milioane de euro. În schimb, uite, sub chiriile, închirierile, vor fi cele care vor domina anul 2021. La nivel macro, sunt speranțe pentru revenire? Știi vorba aia, tot răul spre bine, asta dacă vom investi cu cap, pentru că noi avem posibilitatea să primim undeva la 80 de miliarde de euro de la Uniunea Europeană, este undeva la o treime din PIB, dar din nou banii aceștia trebuie să fie atrași prin niște proiecte foarte, foarte bine făcute și gândite.